Shelly vs. Adriana Elicopter și Iorga. S-a ajuns mult prea departe conflictul acesta. A degenerat prea mult. Cum s-a ajuns la acuzațiile de... Cum de fix acum a ieșit la iveală ce a spus Pitici gratis în 2015? Shelly este sau nu este un... Cine a aruncat cu paharul? Și mai important, cum s-a ajuns la tot? Haideți să o luăm pas cu pas, cum s-a ajuns la totul. Începem. Sezonul 4 din Bassau s-a fost luat de Shelly. În sezonul 4 din Bassau s-au ajuns să se întâmple destul de multe chestii. Mai ales când Iorga a bătut-o pe Maya, după incidentul acesta, a urmat această întâmplare. Curc, și de ce m-am apropiat eu de elicopter? Omul ăla a venit peste mine în cameră, patronul a deschis ușa peste mine în cameră, să mă direct, ca să știți, la 2-3 dimineața, direct să hap. Nu pot să spun că e deloc bine așa ceva și e total rău. Ca apoi să se audă că Shelly știa totul. Și Adriana l-a luat la bătaie. Logic, eu m-am apropiat de omul ăla. La care vine Shelly și cine și Shelly ca o floare. A, păi oricum știam că vrea să te... Că de-aia s-a mutat cu tine în hotel și aș fi întrebat în ce cameră stai să vină și el să te... Și de aici s-au ajuns la acuzațiile pentru Shelly. Mai bine, înțeleg că ăsta i-ar mai fi făcut niște avansuri. Asta înțeleg eu. La un moment dat, Iorga și Elicopter au plecat de acolo de jos și s-au dus în viră, acolo unde erau ei cazați, cum a venit unde Elicopter era cazat și unde Iorga era cazată înainte să o cazeze Iorga Radisson. Înțelegeți? S-au dus acolo, cum a venit, nu știu dacă s-au dus în cameră, ideea că au plecat de jos de acolo. La un moment dat a dispărut și domnul respectiv. Ce s-a întâmplat după aia? Eu nu am văzut cu ochii mei, pentru că n-am fost acolo. Dar după au ieșit și mai multe chestii la iveală. Acest incident... Se pare că a fost clarificat și a ajuns să fie un incident secundar în această poveste. Continuăm cu un alt aspect destul de important al poveștii. Pitici Gratis. Pitici Gratis este unul dintre scenariștii majoritatea filmelor românești, Shelly Media și Vidrap Productions. Și care a lucrat cu ProTV și Antena 1. Un lucru tare, dar pentru persoana asta nici nu știu ce să mai spun. Ce a scris el pe blogul lui în 2015 sunt acuzații destul de grave. Și se pare că Adrian Elicopter a auzit de la colegii lui din secție treaba asta, l-a întrebat și pe Shelly și da, cumva s-au unit toate astea pentru că el a fost cel care a scris și la filmul Bassau's The Movie, unde Elicopter a continuat și cu scenariul ca să fie mai captivant decât anumite producții făcute de el. Se cunoaște stropul lui Elicopter în acest proiect, captivant. După foarte multe întâmplări, s-a ajuns să fie mai multe certuri pe live, dar foarte multe certuri pe live, în care să se expună adevărul anumite porțiuni din această industrie și multe altele. Persoana care a avut cel mai mult de suferit a fost Pitici Gratis, pentru că a ajuns să încheie colaborarea cu Shelly Media și Vidra Productions. Deci... Nu își mai încasează profit omul. Mulțumită lui Elicopter. După foarte multe acuzații s-a ajuns la un live și cu Elicopter și cu Shelly, unde se discute unul cu altul, toate întâmplările, tot. Eu mărturisesc, vreau să merg la reluarea filmului, să mai văd și eu din nou povestea, dar s-a întâmplat ca fix atunci să fie live. Și după să am o grămadă de treabă să... Nu mai apuc să fac clipul ăsta. Deci s-au întâmplat foarte multe pe respectivul live. Acuzații false de la Elicopter și acuzații false de la Shelly. Anumite porțiuni de adevăr și anumite chestiuni false s-au aflat în acel live. Ca după o perioadă scurtă de timp, așa câteva zile, să steargă Shelly cu buretele totul. Bună ziua, m-am aflat aici alături de Adrian. Am decis să punem stop acestui conflict care a ajuns mult, mult prea departe. S-a ajuns dintr-o chestie mică la o chestie de o foarte mare amploare, în primul și în primul rând din cauza orgoliului meu. Și pur și simplu să facă împăcare. Cearta dintre Elicopter și Shelly a apărut doar din cauza că fix după premiera filmului, înainte să fie anunțat și Travis Scott, s-a organizat o întâlnire cu mai multe celebrități din această țară pentru vizionarea filmului Bassau's The Movie. După s-au gândit oamenii, în mare parte actorii, și scenariștii și ăștia să facă o petrecere și na, nu prea era planificată și Shelly a decis să o țină în biroul lui. În biroul lui s-au întâmplat foarte multe chestii, pentru că începem cu conflictul pentru a doua bătaie. Prima bătaie a fost generată din cauza aceasta, dar a doua... Că din partea grupului meu de prieteni s-a aruncat cu paharul. Este adevărat că a existat o provocare din partea grupului meu de prieteni. Puteți vedea pe ecran niște fragmente din faimoasele camere de supraveghere care au fost tot cerute și este la libera voastră interpretare
ce vedeți acolo, se ajunge la niște lucruri unde dacă ai putea să dai timp înapoi și vorbele să le dai înapoi, cu siguranță ar fi altele. Ei bine, pur și simplu, prietenul ăsta lui Sherry, Armando, i-a spus ceva lui Elicopter, după Elicopter s-a supărat pe o chestie, a fost tras de Costi Max, totul a degenerat într-o bătaie în care Elicopter și-a luat o sticlă în cap. Ce-a aruncat în pitul la foaie cu paharul să mor eu. Bine că a nimerit geamul și că nu l-a nimerit în cap. Domnul Sumur, păi îl întindea dreptul pe jos, să-l întindea pe jos, vere, că era lovitură în cap, în spate, în ceafă. Wow, sunt șocat de cât de multe lucruri au apărut pe internet în această perioadă. Deci filmarea s-a clarificat și a venit respectiva împăcare a lor. Și ce dorești să spui? Să ștergi cu buretele tot ce s-a întâmplat tot? Toate acuzațiile, tot ce a apărut în această industrie, tot? Au fost foarte multe păreri pe acest internet. S-au băgat și persoane care n-aveau nicio treabă cu scandalul în acest conflict. În mare parte, Abby stătea pe spate și râdea. Nane a început și el cu story-uri pentru Shelly. Justiciarul de Berceni, într-un fel sau altul, a ajuns să fie implicat într-un mod indirect în acest scandal. Am vorbit cu Adrian Elicopter de luptă după live-urile de aseară. O să lucrăm împreună la a rezolva situația asta cu Shelly, cu nu știu ce. Eu vreau doar să aștepta și story-ul lui, că mi-a promis că o să pună un story în care să zică, bă, era nicio treabă, că nu sunt implicat, nu sunt prietenul nimănui, nu a apărut niciun video. Eu doar am vrut să explic că nu prea există un cadru legal cu situația asta și nu știu ce am putea face. Putea să înceapă o anchetă frumoasă a la... Da, dar s-a clarificat totul prea repede. Și tot cred că nu s-a terminat încă acest scandal. Deci eu ce să mai spun, cam astea au fost întâmplările care au apărut în acest conflict. În acest conflict s-au aflat foarte multe chestii triste. Am vrut și eu măcar să-mi expun părerea cu acest scandal. Ah, și da, la videoclipul lor din păcare au fost foarte multe comentarii destul de amuzante. Deci, stai seama că acum o să urmeze mare poligraf. A dictat-o în păcare, zice Cipi Rau, ce? Adică a fat! A dictat-o. Bă, s-au făcut la mimuri și la glume și la tot. Și au fost păreri și așa, bine că s-a terminat. Acesta e preferatul meu din thumbnail. Cipi numărul 1. Deci, cam ăsta a fost și conflictul lor. Și, da...